Ajutorul oferit semenilor, Iosif și Elisei, partea 1. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa 5. Suntem atenți, învățăm și răspundem. Ia o foaie de hârtie și desenează un tabel ca în imagine. Pe coloana a doua vei răspunde la cele 4 cerințe din film. Cerințele 1 și 3 au câte un punct, cerințele 2 și 4 au câte 3 puncte. Din oficiu se acordă 2 puncte. Să ne amintim despre cine vorbesc. Are 9 frați mai mari. Din invidie, frații mai mari îl vor vinde unei caravane de negustori și va ajunge în Egipt. Acolo, chiar dacă dovedește că este cinstit, va fi pedepsit pe nedrept de către străini. Muncește cinstit, tălmăcește visele unui pitar și ale unui paharnic, îl roagă pe paharnic să îl ajute după ce este eliberat, dar acesta uită de el câțiva ani. Nu își pierde credința, tălmăcește visele faraonului, ajunge în funcția cea mai mare în Egipt, muncește pentru poporul egiptean, căci prin el faraonul cunoaște că vor veni 7 ani de recoltă bogată, urmată de 7 ani de mare secetă. Vine seceta, frații îi cer ajutorul, își va ierta frații din toată inima, își aduce toată familia aproape pentru a-i ajuta. Cum i-a ajutat acest personaj pe cei ce aveau nevoie de priceperea lui? Voi cum ați proceda cu cei care au nevoie de ajutor? Nimic nu-i place atât de mult lui Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ca o viață care aduce folos tuturor. Tocmai de aceea, ne-a și dat darul cuvântului și mâini și tărie trupească și minte și pricepere, ca să întrebuințăm toate acestea spre mântuirea noastră și folosul aproapelui. Ultima cerință. Dar dacă cel care are nevoie de ajutor te-a necăjit în trecut, cum procedezi?